Priviți un dosar. Priviți o sentință într-un dosar. Pronunțat, atenție, de un judecător. Căci ei dau sentințele, logic. Se întâmplă la Brăila. Dosarul e de prin 2019. Sentința e din septembrie anul acesta. Dosar de proxenetism. Acuzații grave. Rezultat șocant. Judecătorul afirmă, scrie în sentință că prostituatele și proxeneții sunt într-o relație de iubire. Ca urmare, tot ce fac prostituatele pentru proxeneți e din iubire. Că merg la produs e din dragoste. Că le aduc bani e pentru a-și arăta prețuirea și dragostea față de pește. Nimic, nicio constrângere, nu, nu. Ascultați un fragment din sentința produsă de un judecător la o instanță din Brăila. Este evident și de netăgăduit că inculpații în cadrul activității infracționale au interacționat între ei, iar inculpatul Pitulice Ionel este cel care a avut un evident ascendent moral asupra celorlalți, dar această interacțiune s-a limitat la colaborări între inculpați, în scopul obținerii de profit ca urmare a exploatării sexuale ale martorilor care s-au prostituat benevol în folosul acestora. Fiecare inculpat își urmărea propriul interes, iar veniturile erau obținute în mod independent de fiecare. Bun. Bun. Deci era prostituție benevolă și nu era grup infracțional. Deci, domn Piperea, altfel era grupul infracțional constituit imediat la orice. Adică nu se văzuseră oamenii ăia, nu vorbiseră vreodată. Bă, da, ca să fie mulți, să fie dosarul greu, să constituia un grup infracțional. Aici unde sunt mulți care fac același lucru, zice, nu e întâmplător, ei făceau același lucru, dar nu erau coordonați. Ca urmare, nu e grupul infracțional. Ceea ce înseamnă, bănuiesc, pedeapsă mai mică, mă rog, altfel de tratament, nu? Este mai grav decât atât, pentru că văd că judecătorul, în afară de ideea asta de prostituție benevolă, mă rog, e o invenție foarte interesantă pentru analele dreptului, vorbește despre un fel de cooperativă acolo. Da, era un anumit ascendent moral, așa, oarecum, dar, de fapt, oamenii ăștia colaborau. Aveau așa un fel de affectio societatis, adică aveau o cooperare dintre asta între ei, din care își uneau niște profituri mutuale. E activitatea, nu infracționalitatea, cum ar fi. Exact, adică, ce mare chestie, este un business acolo, ce au, cum zic americanii, it's not personal, it's just business. Adică, e mult mai grav decât atât, ca să evite ideea asta de grup infracțional, se introduce formula aceasta de ascendent moral. E foarte, foarte interesant. Ascultați mai departe, căci povestea merge unde nici nu vă gândiți. Pe 28 aprilie 2019, în timp ce se afla într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Brăila, Pitulice a bătut-o pe Ana și a vrut să o arunce pe geam. Anchetatorii au interceptat convorbirea telefonică în care el se lăuda în fața lui Zamfir. Am bătut-o 4 ore în continuu, mă, ești nebun? Da, mă, da, am vrut să o arunc pe geam. Noroc cu Nela. A tras-o Nela de picioare că o aruncam pe geam. Ești nebun la cap? Dar dacă nu era Nela, acum nu mai exista. Era în cap acolo jos. Ana a reușit să fugă și a urcat în primul taxi de pe stradă. Mi-a spus să blochez ușile, să pornesc repede ca să nu vină iubitul ei să o bată. Plângea și era vânătă pe partea stângă a feței, iar ochiul era tumefiat. A declarat taximetristul la proces. Acest pasaj de violență domestică nu este în legătură cu actele de prostituție ale martorii audiate, a notat judecătorul în motivarea deciziei sale, adăugând că, chiar dacă interceptările au relevat că inculpatul Pitulice s-a comportat și violent cu martora exploatată de câteva ori, această persoană a revenit benevol la inculpat, având sentimente de afecțiune față de inculpat. Deci dumneavoastră ați mai auzit așa ceva? Deci ăla se laudă la prietenul lui că a bătut-o în continuu 4 ore, că era la un milimetru de pervaz să o arunce pe geam, dar l-a oprit soră sa. Și că aia ar fi fost moartă dacă nu l-oprea soră sa. Taximetristul povestește cum femeia s-a urcat, desfigurată pe de-o parte, îngrozită pe de altă parte. I-a cerut să blocheze ușile taxiului, să nu vină ăla după ea. Și judecătorul zice că e doar un episod de violență domestică. N-are legătură cu prostituția. A stabilit el că n-are legătură cu prostituția. Și faptul că s-a întors după bătăi repetate demonstrează afecțiunea. Nu presiunea psihică, nu teroarea în care trăia femeia aia. Demonstrează afecțiunea pe care o avea ea și de aia s-a întors.
Da. Tentativa de omor n-a putut să îi atragă atenția cumva doamnei judecător / domnului judecător, pentru că acolo este pur și simplu o tentativă de omor recunoscută. Mărturisită, da? Mărturisită. Ca să mai vorbim de faptul că acele lovituri, te și îl auzi că ei dau lovituri 4 ore în continuu, alea sunt de asemenea hiper-mega pedepsite de codul penal. Ori un astfel de judecător, când vede că s-a săvârșit o astfel de infracțiune, vă spun eu ce se întâmplă, și nu se sesizează parchetul, nu spune nimic, nu se sesizează din oficiu, răspunde el penal pentru infracțiunea de omisiune de sesizare a organelor de anchetă penală. Doamna Rizea, acel fragment cu mă ești nebun este dintr-o interceptare. Deci respectivul personaj era interceptat când îi relata prietenului lui o faptă petrecută probabil foarte recent. Păi tu dacă din tot interceptezi, dacă stai cu sârmele alea naibii băgate în ureche, ca altceva procurorii din România nu mai știu decât să stea cu sârme în ureche, nu te folosești de informația ca să oprești comiterea infracțiunii mai departe? Eu nu reușesc să înțeleg cum a putut să gândească acest judecător sau mai mult de atât. Ce l-a determinat pe acest judecător să ia o asemenea decizie? Ce sau cât sau ce s-a întâmplat? De ce nu este anchetat acest judecător? Să vedem și noi cum s-a ajuns la o asemenea sentință. Ce motivație a avut el? Pentru că este evident aici că a făcut o mare mizerie. Ce anume sau cât l-a determinat să ia o asemenea decizie? Trăim încă într-o țară în care se ia șpagă. Nu numai în acest domeniu, în multe domenii. Dacă aici au fi fost ceva de felul ăsta, nu avem dovezi, nu avem cum să susținem. Corect, nu avem dovezi, așa dar ceva, da. Cred e că se cuvine o anchetă. Că rațiunea nu are cum să funcționeze. Vă dau, ca să zic așa, decisiva, încă un fragment din această motivare a sentinței. Îi felicit pe colegii noștri jurnaliști de la Libertatea care s-au aplecat asupra acestui caz, care merită urmărit în continuare. Ascultați încă un fragment din ceea ce a justificat judecătorul atunci când și-a redactat decizia. Judecătorul Cojocariu precizează în motivarea deciziei sale că Ana, dar și celelalte două victime minore din dosar, au practicat benevol prostituția și nu au existat acte de constrângere în acest scop. Prin întreținerea inculpatului din banii câștigați din actele de prostituție, martora Ana încerca să-și demonstreze sentimentele de afecțiune față de acesta, explică magistratul. Depoziția martorei Ana nu relevă existența ipotezei unei iubiri false, ci doar a unei relații posibil liber consimțite cu inculpatul, care ar fi consimțit și încurajat-o să se prostitueze. Sentința penală 87/2021 a Tribunalului Brăila. Judecătorul mai spune că adolescenta avea oricând posibilitatea să renunțe la practicarea prostituției și putea oricând să revină în mediul familial de origine, dar a persistat în practicarea prostituției, aspect care atestă caracterul voluntar și consimțit al acestor acte materiale de prostituare. Carmina, deci mai avea un pic de un judecător și făcea dosar. Ei. Că da. S-a băgat cu fața în pumnul lui, că, mă rog, toate cele. Este halucinant această motivare. Procurorii, atunci când au trimis dosarul în judecat, au precizat și cât câștiga această grupare pe urma traficării acestor fete. Vorbim... Păi n-auzi că ei câștigau pentru că fetele vroiau să dea banii din dragoste. Vorbim și despre fete minore care au fost folosite de această grupare. Iar liderul grupării, spun procurorii de la DIICOT, era un domn Zamfir, despre care se vorbea mai devreme, medic stomatolog. Iar cei din grupare, la un moment dat, au dat un mesaj uneia dintre mame, mama unei fete, și spuneau că fata nu-i mai aparține ei. Așadar, nu pot decât să sper. Dar altfel zice domnul judecător că se putea întoarce oricând acasă, adică nu e problemă. Nu pot decât să sper că în decizia de la instanța superioară vom avea o altă situație, vom avea o altă decizie. Da, domnule Petrescu, s-a tot vorbit despre răspunderea magistraților la vremea respectivă și partidul dumneavoastră s-a agitat, cred că era domnul Iordache pe vremea aia, responsabil cu treaba asta. Poți să faci ceva în mod real în România în acest moment în legătură cu astfel de sentințe pentru a-l responsabiliza pe cel care le dă? Da, am sentimentul că
au fost ocazii când judecătorii păreau că sunt așa la capătul lanțului trofic și nu prea e mare lucru ce poți face. Mi este de asemenea teamă că astfel de cazuri sunt publice, dar undeva în anonimat. Pe nedreptăți mai mari sau mai mici, încă se întâmplă în alte spețe lucruri mai mult sau mai puțin similare. Și readuc în atenția dumneavoastră cât de important este totuși pentru a asigura un contingent de personal, respectiv judecători, care să aibă o bună sanitate a judecății și să fie cât mai puțin astfel de lucruri, ce important e să ai, să impui un parcurs al carierei care să culmineze, să încununeze cu funcția de judecător. Nu spun că tinerețea sau o vârstă dar mai înaintată, un reper al unei bune judecăți. Dar îmi aduc aminte și aici vă readuc, probabil, cred că, dacă nu mă înșel, domnul Tudorel Toader impusese sau propusese, nu mai știu dacă au fost și adoptate, că totul era așa un amalgam, orice lucru bun, rău, era de fapt într-un singur stereotip, dar țineți minte că era un parcurs care nu poți de la o anumită vârstă, la un anumit tip de instanță. Și asta asigura un anumit tip de contingent de oameni care ar fi permis cât mai puține astfel de... Vreau să vă mai arăt.